atmosfere sunt adevărate fabrici nucleare. În cuptorul stelei, hidrogenul devine heliu și, progresiv, tot aici apar alte elemente esențiale vieții, precum azotul, carbonul și oxigenul. Nimic nu e veșnic. Rezervorul nuclear se golește, iar steaua plesnește sub presiunea propriei greutăți. Implozia transformă imensa stea într-o supă gigantă. O ultimă zvâcnire de energie e urmată de un cutremur al materiei. Iată explozia măiastră a supernovei. Moștenitorii stelei sunt elementele chimice supraviețuitoare, gata să fie folosite în construcția planetelor și, firește, în alcătuirea vietăților. Acum 4,5 milioane de ani, soarele nostru se ivea din cenușă, din materia cosmică reciclată. Rotindu-se pe orbită, Terra creștea din materia ce se atrăgea și se contopea în ea. Acreția materiei reorganiza și curăța cosmosul. Terra era bombardată fără milă la început. Comete și meteoriți cădeau, venind de la granițele sistemului nostru solar, lăsând aici apă conservată și o mare parte din viitoarea materie organică a Terrei. Un obiect cam cât planeta Marte lovește Pământul. Din dărâmături se face Luna. Și de atunci, iar rămâne gardianul vieții, stabilizând înclinarea axei Pământului și temperatura suprafeței acestuia. Terra s-a răcit și, de îndată ce s-a putut locui, a apărut viața aici. Algele verzi-albastre, adică cianobacteriile, au format stromatoliți în apele marine străvezii. Folosind energia solară pentru fotosinteză. Alături de apă, energie și molecule organice, viața are nevoie de un mecanism de informare și de replicare. Aceasta este superautostrada informațiilor vieții, o moștenire la nivel molecular, împărțită între toate organismele, ADN-ul. Asta știm. Duplicarea, replicarea informației genetice enorme, se face cu foarte puține erori. Una la milioane de replici. Însă, datorită acestor erori, are loc evoluția. Întrebarea de căpetenie a originii vieții este cum s-au organizat singure moleculele de simple în molecule complexe replicatoare. Cea mai simplă formă de viață este bacteria. Microorganisme care există pe Terra de mai mult de 3 milioane de ani. Probabil cele mai vechi forme de viață. Acum 1 milion de ani, bacteriile erau cea mai complexă formă de viață terestră, până când s-a întâmplat iar ceva remarcabil. Neobservată de Darwin, simbioza este cea mai mare revoluție în răspândirea formelor de viață. Trăiești și lasă să trăiască. Un cuplu etern în care formele de viață depind unele de altele, au grijă unele de altele. Bacteriile mari susțin viața bacteriei mici din interiorul lor. Acesta este semnul apariției noii celule avansate, celula eucariotă. Decerat-o. Orice ciupercă, plantă și animal sunt alcătuite din aceste celule de succes.
ele fac o echipă și se dezvoltă ca organisme mai mari și specializate. Așa începe explozia formelor de viață. Viața era în echilibru și fiecare nișă părea acoperită. În câteva ocazii, în istoria Terei, o mare parte din specii au pierit în mai puțin de 1 milion de ani. Acestea au fost disparițiile în masă. Acum vreo 250 de milioane de ani, viața terestră aproape pierea. 70% din toate speciile de uscat și 90% din cele marine au dispărut. Ultimul eveniment a avut loc acum 65 de milioane de ani și nu se putea face nimic împotriva. Impactul a adus dezastru planetar și a spulberat 70% din viețile terestre. Fiecare distrugere în masă a dus la pierderea enormă de specii. În același timp, a permis apariția de specii noi. Speciile noi au început să locuiască în spațiul rămas liber. Uite soarele. Istoria naturală a Terei arată o biodiversitate fără precedent și dintre toate speciile care au trăit vreodată, doar vreo 100 supraviețuiesc și azi. Restul, fie au dispărut, fie sunt pe cale de dispariție, ori au evoluat ca specii noi. Și-au păstrat cele mai bune trăsături și le-au îmbrăcat în hainele moderne ale vieții. A fost odată, dar nu foarte de mult, o specie deosebită, amenințată să piară. Eram noi, Homo sapiens. Ajunsesem doar la un grup de câteva mii, selectați natural în funcție de o calitate, aceea de a gândi, de a ne imagina. Avem gândirea reflectivă cu ajutorul căreia explorăm ca să știm cum a ajuns viața pe Pământ și dacă nu suntem singuri în Univers. Punem întrebări aproape fără răspuns, dar după 3 milioane de ani de evoluție, este un privilegiu pentru noi să fim vii azi și să putem să găsim răspunsurile acestor întrebări mult, mult mai devreme. Al tour de l'Eleo, attention pour le décompte final. Pentru prima dată, o specie ar putea să își decidă soarta pe Terra și să evite următoarea catastrofă cosmică, să influențeze fundamental supraviețuirea speciilor și cursul evoluției vieții. 5, 4, 3, 2, 1, stop!
à l'image du cas, à l'image de la vérité, voilà. Deocamdată folosim aceste mașini măiestre ca să propulsăm în spațiu soli robotizați în căutarea vieții dincolo de Terra. Asta e Marte. Începând cu cea mai asemănătoare planetă cu Pământul, Marte. Dacă Marte ar fi păstrat viața, ar fi trebuit să fie avut apă lichidă. Dar Marte este azi o planetă rece și uscată. Este greu să ne închipuim acest peisaj fără apa care l-ar fi modelat. Cel puțin în tinerețea planetei Marte. Un loc excelent în care să căutăm semnele apei. Aceasta este misiunea celor doi roboți americani de explorare a terenului marțian. Ei vin din colțuri opuse ale planetei. Să pui piciorul, o roată, pe Marte și să rulezi prin cratere este chiar o cucerire tehnologică uimitoare și o experiență de neuitat. Roboții știu să caute roci sedimentare, care ar fi putut fi inundate și cercetează fără pauză. Instrumentele lor științifice multifuncționale au găsit dovada existenței unui ochi străveziu de apă sărată